Credincioșii parohiei Schimbarea la Față și Sfântul Ioan Rusul din localitatea constanțeană Ovidiu și-au sărbătorit astăzi ocrotitorul. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața și minunile Sfântului Mărturisitor Ioan Rusul. Sfântul Ioan Rusul este apropiat de noi toți, de toți cei ce cheamă ajutor. Și mulți români s-au vindecat mergând la naștere Sfântului Ioan Rusul. S-au făcut de acadistul, paraclisul și făcând rugăciuni și mijlocii, prin rugăciunile sale să ne umilească pe toți. De aceea ce vom zice despre Sfântul Ioan Rusul? Este cu adevărat pilda cea mai vie a unui sfânt. Ce însemnează smerenia, credința, cea mai mărturisită cu dârzenie și cu demnitate? Ce însemnează jertfa, ce însemnează dragostea, ce însemnează bucuria de a sluji lui Dumnezeu și semenii. Paraclisul cu hramul Sfântului Ioan Rusul a fost sfințit anul trecut. Biserica mare care se va construi aici va deservi credincioșii din cartierul rezidențial construit în sudul orașului.